2942 este numărul de apeluri recepționate de operatorii 112 timp de un an de la o singură persoană. Reiese că undeva ne sună pe zi de 6-7 ori. Este un cetățean care locuiește în municipiul Chișinău și care anunță situații legate de comerțul neautorizat. Poate suna din orice sector al municipiului Chișinău și pot fi și diferite ore. Recordul din 2021 totuși a fost înregistrat de o altă persoană. Avem un cetățean care ne-a sunat ușor peste 3.000 de ori, având solicitări legate anumite informații. O creștere esențială estimată la circa 25% a fost în ceea ce privește accidentele rutiere neînsemnate. Un total de 21.000 de apeluri au parvenit în adresa 112, iar cele mai multe cazuri s-au consemnat în capitală. Și munca pompierilor a fost mai intensă, iar asta pentru că apelurile privind incendiile au fost cu aproape 10% mai multe. Altfel spus, media zilnică a fost de 5-6 solicitări. Sunt incendiile în case când lumea începe să facă focul și nu dozează corect lemnele sau mai știu eu, sau soba e defectă, sau atunci persistă incendiile în casele de locuit, iar primăvara-vara, când sunt călduri mari, atunci sunt incendiile de vegetație. Realitatea actuală însă a presupus și mai mulți oameni afectați de COVID-19. În 2021, apelurile au crescut cu aproape 30%. Cel mai frecvent, cu siguranță, au fost cele legate de pandemie, de afecțiunile respiratorii, a tractului superior. Au fost cazuri referitor la COVID, când s-a îmbolnăvit toată familia, 4-5 membri cu simptome destul de grave. Și atunci, clar că un pic te afectează. Cele 12 luni nu au trecut nici fără solicitări care nu țin de competența serviciului 112 sau apeluri prea laconice. În ultimul timp am sesizat o tendință a populației să sune, să spune am nevoie de poliție și să închidă. 112, ce urgență aveți? Alo? Alo? Mă auziți? Fie apeluri care au inclus chiar și agresiuni verbale. O persoană în stare de ebrietate, care a avut un conflict, și vă dați seama. Și acum ne spune în jur, ne spune că noi suntem plătiți de cel cu care a avut conflict el. În 2021 s-au înregistrat și peste 7.500 de apeluri privind parcările neregulamentare, iar 2022 a început cu numeroase cazuri de intoxicație, fie alimentare sau cu medicamente.